România, trezește-te! Sunt atâtea de făcut și te rătăcit. România, trezește-te! Nimeni nu face nimic și am sărăcit. România, trezește-te! Sunt atâtea de făcut și te rătăcit. România, trezește-te! Nimeni nu face nimic și am sărăcit. În București a avut loc duminică 20 octombrie, începând cu ora 16:30, un marș de protest împotriva proiectului ordonanței de urgență Pro-5G dat de guvernul Dăncilă. Câteva zeci de persoane s-au adunat în fața Ministerului Comunicațiilor pentru a protesta împotriva implementării tehnologiei 5G în România, pe care o consideră periculoasă pentru mediu și nocivă pentru sănătatea oamenilor. Organizatorii evenimentului, intitulat simbolic Stop 5G, viața și proprietatea noastră sunt mai importante decât interesele voastre, sunt grupul Stop 5G și Asociația Proconsumatori, membră a Organizației Europene a Consumatorilor, organizații care susțin că își doresc conștientizarea opiniei publice cu privire la pericolele generate de implementarea tehnologiei de comunicații 5G. Ne aflăm la meeting-ul împotriva tehnologiei 5G, discutăm cu domnul președinte. Costel Stanciu, președintele Asociației Proconsumatori, o organizație de utilitate publică cu activitate neîntreruptă de 30 de ani în domeniul protecției consumatorilor. Sunteți inițiatorul acestui meeting. Ce urmăriți de fapt prin el? Prin acest meeting ne dorim să convingem Guvernul României să scoată de pe agenda sa legislativă acel proiect de ordonanță de urgență prin intermediul căruia se dorește simplificarea procedurilor de autorizare a executării lucrărilor de construcții pentru infrastructura fizică necesară operatorilor din domeniul comunicațiilor electronice. Mai pe înțelesul tuturor, se dorește simplificarea procedurilor pentru amplasarea de antene GSM, în cazul de față antene 5G, necesare operatorilor de telefonie mobilă sau altor furnizori de comunicații electronice. Ce înseamnă asta pentru sănătatea populației și chiar și pentru sănătatea mediului înconjurător? Așa cum a spus-o și reprezentanții AICOM-ului, Autoritatea Națională pentru Comunicații, va crește numărul antenelor de 5 ori. Dacă în prezent, de exemplu, un operator de telefonie mobilă are 10.000 de antene, ca să se poată folosi această tehnologie 5G, vor fi necesare 50.000 de antene. Și vă dați seama câți operatori de telefonie mobilă există, funcționarea lor presupune și amplasarea lor la 100 de metri una față de cealaltă, atât pe verticală cât și pe orizontală. Cu toții vom, să spunem așa, locui într-un câmp electromagnetic foarte rău pentru viața noastră, pentru ecosistem în general. Dreptul la sănătate și dreptul la viață e un drept garantat de Constituția României. Care e poziția societății civile și ce urmărește societatea civilă prin acest meeting să facă în raport cu inițiativa Guvernului de a da această ordonanță oarecum abuzivă? Așa cum în Bruxelles s-a stopat implementarea tehnologiei 5G, și noi dorim ca în București și în toată țara să se oprească implementarea acestei tehnologii. Nu vrem ca România să fie cel mai mare laborator din lume în care se experimentează ideologii, în care se testează medicamente și se testează tehnologii. Să înțeleg că e o tehnologie invazivă de control a populației implicit? O spun experții militari, este o tehnologie militară până la urmă. Ea se folosește în țările avansate pentru a dispersa mulțimile atunci când există, să spunem așa, pericolul să se dea peste cap o rânduire respectivă. După părerea noastră, care e posibilitatea ca să oprim această ordonanță și care sunt șansele societății civile organizate? Mă refer aici la organizații neguvernamentale, organizații sindicale, organizații patronale, ca să oprească acest demers oarecum invaziv împotriva sănătății cetățenilor și împotriva vieții oamenilor. Noi am realizat un memoriu și le sugerez tuturor organizațiilor care își iubesc această țară să acheseze la acest memoriu, iar cetățenilor din această țară
le sugerez, le recomand, da, să trimită un e-mail către Ministerul Comunicațiilor, către Guvernul României, în care să solicite scoaterea de pe agenda legislativă a Guvernului a acestui OUG care pune bazele implementării rapide a tehnologiei 5G în România. Din câte știți, care e poziția ANCOM în momentul de față? ANCOM își dorește ca această ordonanță de urgență să treacă, deoarece ANCOM este, să spunem așa, o instituție a statului autonomă care trăiește de pe urma vânzărilor de spectru. Și poziția domnului Grindeanu, a fostului prim-ministru al României, în momentul de față președinte ANCOM, care este? Este pro-tehnologie 5G, ba mai mult, în acea ordonanță de urgență domnului Sorin Grindeanu îi se dau puteri sporite, adică printr-o decizie a acestuia se vor stabili condițiile minime de folosire a domeniului public. Atenție, un lucru foarte grav în opinia noastră. Domnul Grindeanu va decide în ce condiții se va folosi domeniul public pentru amplasarea antenelor 5G. Care e poziția Ministerului Sănătății, care din punctul nostru de vedere al societății civile ar trebui să apere interesele și sănătatea românilor? Incredibil, Ministerul Sănătății nu figurează pe lista ministerelor care avizează favorabil acest proiect de act normativ, această ordonanță de urgență. Deci a fost scos, să spunem așa, de pe lista instituțiilor statului care trebuie să ofere o opinie cu privire la această tehnologie. Aș avea o întrebare pentru că ne aflăm în campanie electorală. Din partea unui lider al societății civile, care ar fi o întrebare pe care ați dori să o adresați viitorilor candidați sau actualilor candidați la președinția României și o întrebare pe care ați dori să o adresați viitorului prim-ministru, domnul Orban? Eu am, să spunem așa, o rugăminte către cetățenii cu drept de vot din această țară să nu mai voteze partidele politice care după 1990 s-au aflat la putere și care în acest interval de timp nu au făcut altceva decât să pună umărul la distrugerea acestei țări, adică la distrugerea a peste 1200 de întreprinderi, la vânzarea terenului agricol și altor suprafețe de teren și mai nou vor să pună umărul și la realizarea celui mai mare laborator de pe planetă pentru testarea tehnologiei 5G. Ce șanse dați societății civile și federației pe care o conduceți așa de a stopa acest demers oarecum care aduce prejudicii sănătății și vieții cetățenilor din România? Șansa este una considerabilă dacă lângă noi vor veni mai mulți cetățeni, vor veni și alte organizații ale societății civile și ne vor sprijini în realizarea acestui demers. Ați luat un calcul, un demers juridic, gen stoparea acestei ordonanțe în contencios administrativ, să faceți o procedură prealabilă? Dacă va trece, dar noi sperăm să nu treacă această ordonanță de urgență, să nu se publice în Monitorul Oficial. Dacă se va publica în Monitorul Oficial al României, vom avea în vedere și căi de atac în instanță. Un ultim mesaj pentru cetățenii din România. Veniți alături de societatea liberă și independentă din această țară și nu mai permiteți oamenilor politici să ne pună viața în pericol. Începem cu câteva detalii, ce înseamnă aceste radiații, cât de puternice sunt, cum afectează sănătatea, dacă, Doamne ferește, ei vor reuși să implementeze aceste lucruri, nimeni nu mai are unde să se ascundă. Încep prin a-i da microfonul colegului nostru, Adrian Vornicu, care de mulți ani se ocupă de părțile tehnice, de aspectele tehnice a acestei tehnologii, să ne spună cum este de fapt. Bună ziua! Vă mulțumesc tuturor celor care au venit aici de față și să nu fim interesați că nu suntem atât de mulți, pentru că așa precum pasărea colibrii aducea în ciocul ei puțină apă să stingă focul din junglă, pe când toate vietățile fugeau și când a fost reproșat de ce te mai chinui tu să stingi focul, i-a spus eu un fapt partea mea. Fiecare dintre cei de față, de aici, își fac partea lor și atunci când, peste 15 ani, 20 de ani, veți vedea că
nu mai faceți o statistică câți dintre copiii sănătoși sunt, pardon, câți dintre copiii noștri sunt autiști sau au cancer, ci veți face o statistică câți dintre copiii mai sunt sănătoși. Atunci veți spune, eu am fost acolo, am fost și acolo, am fost și acolo și am încercat să fac ceva. Asta ne va face să dormim bine. Trebuie să ieșim din matricea aceasta, aș spune, în generație tehnică și să vedem că vorbim despre oameni. Și un om este cu mult mai complex decât o aparatură. Interferează. Deci deja, domnilor specialiști din minister, vă rog să luați în considerare un nou termen. Interferența. Aceste frecvențe, modul lor de transmisie, nu țin doar de intensitate, ci țin de frecvența pe care transmiți și de ceea ce transmiți. Conform procedurii, trebuie să ceară avizele de la mai multe ministere, așa numită avizare interministerială, au cerut de la toate, numai exact de la Ministerul Sănătății nu. Exact acolo unde este cea mai mare problemă, acolo au evitat în mod parșiv să ceară avizul. Sau are niște virus atenuați, dați puțin. Acesta este unul din punctele pe care noi o să insistăm foarte mult, ca Ministerul Sănătății să se implice. Și nici o lege, nici sub formă de UG, nici dacă va fi proiect de lege în Parlament, să nu treacă fără studii aprofundate, studii medicale făcute așa cum trebuie. Nu, nu ne trebuie așa ceva. Totul este o... Împăratul e gol, totul este o farsă imensă. Da? Ca să nu mai vorbim de nivelele de radiații pe care se ceartă lumea. O rezoluție 1815 a Consiliului Europei, cea care a sugerat, a recomandat să scoată Wi-Fi-urile din grădinițe și din școli. Deci era vorba, eram în zona 4G. Aceste rezoluții au făcut măsurători când începe omul să fie afectat. Eu personal, când mă duc la Ikea sau la Kaufland, stau prea mult într-un mall, când plec de acolo, poate din cauza prețurilor sunt prea obosit, dar cred, mai ales din cauza sistemelor wireless, care la fiecare magazin, fiecare butică are sistem wireless, fiecare cumpărător de acolo în jurul meu emite cu așa ceva, e o mare de antene, plec de acolo buimat. Vă invit și pe voi să vă observați după câte o vizită într-o astfel de pădure de shopping, cum vă simțiți, da? Ei bine, s-au apucat oamenii să le măsoare și au recomandat fără antene Wi-Fi în grădinițe și școli, au recomandat intensitatea câmpului electric, acel E, de care am învățat tot în clasa 11-a pe vremea mea, volți pe metru, tensiune supra spațiu. De la această rezoluție care recomanda 0,1 volți pe metru, ei l-au crescut la 67 de volți pe metru, da? Deci l-au mărit suficient de mult cât să mai aibă o pâine de mâncat și întreprinderile cu antene din continentul european. Unele țări l-au făcut mai strict, unele zone au refuzat să accepte această 67 de volți pe metru, care trebuie să înțelegeți, cu cât e mai mare, cu atât este mai lax și cu atât dai voie la mai multe antene, da? E bine să fie mic, să nu permiți radiație mare, că de-aia ți se pune un short de plumb când te duci să-ți faci o radiație la dentar, ca să minimizeze radiația care o ingurgitezi. Acest 61 de volți pe metru, câteva țări l-au refuzat. Austria are 4 volți pe metru, de 15 ori mai puțin, în condițiile în care România are 61. România are 61 de volți pe metru, Parisul, v-am zis, e pe zone, acceptă doar 5 volți pe metru. Noi avem 61, Bruxelles are 7 volți pe metru. Noi avem 61, Polonia are 7 volți pe metru, vecinii noștri bulgari, cei cu antene de bulgari, au 7 volți pe metru. Deci avem de 10 ori limita mai laxă decât țări europene și chiar este europene, care sunt mai cu scaun la cap și care își dau seama că au o responsabilitate față de neamul lor. Sănătate mai presus de toate! Sănătate mai presus de toate! Cerem sănătate! Stop 5G în toate! Cerem sănătate! Stop 5G în toate! Cerem sănătate! Stop 5G în toate! Viață curată! Nu iradiată! Nu-i radiată! Comunicații fără radiații! Comunicații fără radiații!
Prin demersul lor, organizatorii doresc să solicite Guvernului României să renunțe la proiectul ordonanței de urgență Pro-5G, prin care se urmărește amplasarea unui număr foarte mare de antene 5G pe blocurile de locuințe, în locuri publice, în parcuri, pe terenuri agricole, în păduri, pe pajiști și în arii protejate, fără autorizație de construcție și fără acordul proprietarilor. Până în prezent, 75 de organizații și-au exprimat adeziunea și au semnat memoriul Stop 5G adresat Ministerului Comunicațiilor și Guvernului, argumentând că proiectul ordonanței de urgență Pro-5G încalcă în mod flagrant atât legea fundamentală a țării, Constituția României, precum și legile subsecvente care reglementează în mod imperativ exercitarea dreptului de proprietate, precum și alte drepturi cetățenești. Sunt cam 70-80 de organizații neguvernamentale care în momentul de față au semnat un memoriu. Din câte știu eu, s-a luat un punct de vedere și așteptăm cu toții și un punct de vedere al Academiei Române. De asemenea, actori importanți ai societății civile care au evitat să se pronunțe până acum, noi așteptăm ca ei să se implice. Aici mă refer în primul rând la Ministerul Sănătății, care într-un mod cu totul straniu nu a dorit până în momentul de față să vină cu un studiu de oportunitate și să precizeze în mod clar dacă această tehnologie aduce sau nu aduce prejudicii sănătății cetățenilor români. Este necesară pentru România, din punct de vedere economic, social, cu implementarea acestei tehnologii? Păi, depinde din ce perspectivă privim. Probabil că patronatele și industria din comunicațiilor va susține acest demers și vor spune că se creează locuri de muncă, că se creează o interoperabilitate mai mare între diferite sisteme electronice și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, ceea ce e foarte important din perspectiva cetățeanului e ceea ce prevede și Constituția. Vorbim aici de dreptul la sănătate, așa, și de dreptul la viață. Și de asemenea putem vorbi și de dreptul la viață privată. Întrebările firești pe care ni le punem noi ca membri ai societății civile sunt simple. În ce măsură această tehnologie, care aduce probabil mulți bani sectorului industrial din România, în ce măsură acest aspect se face cu costul sănătății cetățeanului din România? În ce măsură această tehnologie va invada viața noastră privată? Pentru că se știe deja că există sisteme legislative care vorbesc deja de internetul obiectelor. Adică, practic, anumite tehnologii care li se vor aloca numere sau coduri sau anumite frecvențe vor interacționa inclusiv cu ființa umană. De exemplu, eu pot să am pixul, geaca, pantalonul, să aibă fiecare câte un cod electronic și prin această tehnologie eu pot să, zicem, pot să am posibilitatea să-mi găsesc haina mai ușor și mai repede în casă. Dar depinde și care e costul, că dacă asta înseamnă că eu mă voi îmbolnăvi mai repede, voi fi expus la radiații mult mai mult și din perspectiva asta calitatea vieții mele va scădea, din această perspectivă ar trebui să ne punem semne de întrebare și ar trebui să fim foarte, foarte lucizi. Acum, în această ordonanță de guvern, găsesc aceeași tentativă de legiferare a consimțământului prezumat. Ceea ce înseamnă că dacă așa ceva va trece, noi nu vom mai avea dreptul să ne exprimăm opinia. Aș vrea ca să înțelegeți cu toți. Odată legiferat consimțământul prezumat, care din punct de vedere juridic nu există ca și noțiune, deoarece inclusiv celor care nu au capacitate de plină de exercițiu, li se cere consimțământul nu lor personal, ci reprezentanților lor legali. Vă rog frumos, treziți-vă. Este foarte important ceea ce se întâmplă. În acest moment lansez un apel la conștiință în cazul că mai există așa ceva, fie și în cantitatea unei miligram, în conștiința politicienilor, acelora care au fost, sunt și au pretenția și își revendică pretenția de a mai conduce această țară, să nu uite un singur lucru.
nu sunt nici stăpânii, nici stăpânitorii neamului românesc și a țării. Lege și dreptate, România poate! Lege și dreptate, România poate! Lege și dreptate, România poate! Nu corporația face legislația! Nu corporația face legislația! Nu corporația face legislația! Marșul s-a desfășurat pe traseul Ministerul Comunicațiilor, Ministerul Justiției, Ministerul fără Sănătății, OUG, Piața Victoriei. Fără OUG! Comunicații! Fără radiații! Comunicații! Fără radiații! Comunicații! Fără radiații! Comunicații! Fără radiații! Comunicații! Faptul că reprezentanții guvernului încearcă să modifice prin această ordonanță de urgență Pro-5G numai puțin de 9 legi, cum ar fi legea fondului funciar, legea cadastrului, legea de protecție a mediului, legea asociațiilor de proprietari, legea autorizării lucrărilor de construcții, regulamentul general de urbanism, fapt ce reprezintă o sfidare fără precedent și inadmisibilă a voinței suverane a poporului român, încălcându-se astfel drepturile fundamentale ale cetățenilor, care sunt protejate de Constituție și prin Carta Internațională a Drepturilor Omului. Nu cred că peste 4G am avea nevoie de frecvențe suplimentare. Tehnologia 5G se adresează în special internetului obiectelor. Pentru că nu ai nevoie de o milisecundă pentru a afișa o informație pe un telefon, nu ai nevoie de o milisecundă, o secundă ajunge până se afișează informația, deja clipește odată, deci o milisecundă nu are sens. În schimb, are sens pentru o mașină care trebuie să frâneze sau pentru a calcula distanța dintre două obiecte sau pentru a transmite ceea ce pretinde că ar transmite, nu știu care, operație chirurgicală și, sau o hologramă care nu folosește la nimic. Dar din punct de vedere al comunicațiilor între oameni, eu nu pronunț o literă pe milisecundă ca să se justifice faptul că aș avea nevoie de milisecunde. Deci nu se justifică. Credeți că de fapt poate să fie o tehnologie militară de control a populației, mai exact? Aici poate fi constituit ca o armă? Dacă aș privi dintr-un punct de vedere hollywoodian, aș spune că Hollywoodul abundă de astfel de scenarii. Dacă un guvern foarte corupt sau anumite forțe, aș spune, obscure, ar lua conducerea acestor fel de tehnologii, ar putea fi folosită ca așa ceva, pentru că microundele deja pot influența comportamentul uman. Și atunci, cu siguranță, o pădure de antenă atât de deasă, căzută pe mâna cui nu-i trebuie și nici nu știm pe mâna cui este, pentru că sunt companii private, pe la urmă, cele care vor implementa așa ceva, să spunem că ar putea, în unele cazuri, în anumite manifestații care sunt de dorit sau de nedorit din punct de vedere al unui guvern, să-și propună serviciile pentru a disipa sau pentru a schimba starea de dispoziție, mentalul manifestanților într-un anumit loc unde se află aceste antene 5G. Pentru aceasta există o bibliografie și există o carte chiar scrisă de un academician rus, Electromagnetic Mind Control Factor Fiction, scrisă de Vladimir Binhi, șeful catedrei de magnetobiologie, care demonstrează că se poate schimba starea mentală a unei persoane sau unor persoane prin anumite impulsuri ale microundelor transmise. Credeți că, mă refer aici la efectul în timp îndelungat acestei tehnologii asupra omului și asupra mediului înconjurător. Pentru că ele acționează că la niște frecvențe joase, dar în timp îndelungat poate să aibă niște efecte dezastroase, adică efectul de cumul. Nu acționează doar pe frecvențe joase, pentru că pe de o parte o astfel de radiație are două direcții. Pe purtătoarea ei care poartă semnalul și modulațiile care le creează, dar acest 5G, dacă va urcați pe 30, 40, 5, așa cum declară ei, până la 100 de GHz, ne va afecta pe ambele componente. Pe undele milimetrice ne va afecta mai ales la nivelul pielii, porii pielii care sunt declarați de către profesor Martin Pal ca antene fractale prin porii pielii, organismul nostru ia contact cu exteriorul. Închipuiți-vă că nu vom mai sintetiza vitamina, de exemplu, D3.
datorită faptului că porii pielii vor fi blocați. Iarăși apar studii că aceste unde milimetrice, întrucât ne afectează, aș spune, la nivelul exterior, vor afecta foarte mult ochiul. Retina, foarte mult, pot afecta și pentru asta deja sunt studii. Pe de o parte, și acestea sunt frecvențe înalte, nu sunt frecvențe joase, pe partea frecvențelor joase vor suprasatura acest ocean de comunicații în extremely low frequency pe care comunică organismul nostru. Și aici, indubitabil, sunt probe, sunt studii și 5G-ul nu face decât să fie picătura care debordează paharul. Și de aceea cred că această impunere, fără a mai ține cont de nicio normă juridică de sănătate, etc., se face tocmai pentru a ocoli dezbaterea publică, pentru că aici avem dovezi. Aici avem dovezi și le putem arăta. Sunt efecte asupra sănătății. Radiațiile non-ionizante nu omoară o ființă vie printr-un click. O poate, aș spune, perturba la nivel mental, psihic, o poate steriliza, dacă te referi la distrugere masă în timp, da? Se știe că un laptop în brațe, radiațiile non-ionizante, deja scad cu 50% fertilitatea. Deci, în timp, ceea ce face și picătura chinezească în piatră, la nivelul câtorva generații, riscăm să ajungem la o extinție și nu doar din motivul polurilor electromagnetice, dar ea va contribui ca un cofactor la extinția rasei umane. Și ne dorim cu mâna noastră pentru că suntem cofactori la așa ceva. Vrem viteză mai mare, telefoane, smarturi, conectivitate maximă. Este foarte simplu, dacă nimeni nu va accepta în România și nimeni nu va cere, sau cel puțin foarte puțin, abonamente 5G, cum își vor rentabiliza? Aici trebuie să pisăm. Nu trebuie să acceptăm aceste abonamente 5G. Noi suntem consumatorii și de aceea din partea Asociației Pro-Consumatori, dacă noi nu vom face apel și nu vom accepta acest serviciu pe care nu l-am cerut, eu cred că se va prăbuși de la sine. Și să știți că de-a lungul istoriei multe imperii au încercat să aibă controlul total și în punctul culminant, acea curba lui Gauss, când au crezut că l-au atins, atunci se vor prăbuși. Eu simt și din datele care le am că această prăbușire este iminentă și chiar acest 5G nu face decât să fie un fel de, aș spune, ultimă supapă de siguranță pentru a urmări anumite manifestații sau anumite revolte și pentru a le înăbuși, datorită faptului că populația deja nu mai crede nici în stânga, nici în dreapta, nici în sus, nici în jos, pentru că totul este minciună. Deja argumentul că populația ar fi prea numeroasă pe Pământ este un argument obsolet. Pentru că acest argument se bazează pe resursele fosile. Ori noi nu avem nevoie de resursele fosile, vă dau doar două exemple. Există motor cu aer comprimat unde un gram de benzină te face să mergi 100 de kilometri. Este inginerul Gui Negre, pe care nimeni nu-l lasă să breveteze. Și există iarăși un sistem, l-au și pus în aplicare în Alicante, unde folosind chiar dioxidul de carbon de la uzinele acestea care poluează și niște tuburi umplute cu alge, niște alge speciale, transformă dioxidul de carbon și acele alge se hrănesc cu soare și cu apă și produc petrol de cea mai bună calitate. Pentru că petrolul, dacă vrem să fim sinceri cu noi înșine, nu este de origine biotică, ci abiotică. Se găsește peste tot, de fapt. Și atunci vedem că această creștere a populației, care este o justificare pentru anumite măsuri, nu este reală. Și nu este reală în sensul că este o reală ca o amenințare, pentru că planeta aceasta, dacă am fi lăsat să folosim energiile renuvelabile și energiile libere care există, ar putea duce de 10 ori populația planetei fără nicio problemă. Și dacă aș vrea să dau un exemplu, chiar în societatea occidentală, unde crește nivelul de trai, acolo populația se diminuează. Deci această, aș spune, sărăcire a populației cu orice preț și această lipsă a drepturilor care ni se acordă și nu se justifică nici pe o parte, nici pe alta, nici din punct de vedere al creșterii populației și nici din punct de vedere al faptului că o societate, dacă ar avea mai multe mijloace, ar crește prea mult ca și nivel demografic. Nu se justifică nici într-o parte, nici în alta. Deci domnii care ar încerca moral sau juridic să justifice aceste acțiuni de control, se întâmplă lucruri în mintea lor care ar țin de ordinul psihologic și de ordinul controlului psihologic. Credeți că în România este necesară această implementare 5G?
Pentru cine? Cui îi folosește? Eu chiar mă întreb dacă îi folosește chiar acestor companii de telefonie mobilă. Eu n-am văzut un plan de fezabilitate, un plan de rentabilizare. Eu nu cred că nici măcar lor le folosește. De aceea este foarte bizar ceea ce se întâmplă. Singura mea, și aici mă exprim doar în numele meu și este doar o opinia mea pe care nu pot neapărat justifica prin ceva, este că este un contract dat acestor companii să instaleze aceste mijloace pentru a fi folosite, aș spune așa, coercitiv sau disuasiv în cazul unor anumite manifestații. Pentru că din punct de vedere al rentabilizării, nu văd cine o să-și cumpere tablete, nu văd cine o să-și ia mașini inteligente. N-au românii bani nici măcar de euro 3, euro 4. Deci nu se justifică rentabil. Deci 5G-ul nu se justifică nici din punct de vedere al interesului, milisecunde, n-avem nevoie, nici din punct de vedere al economic chiar pentru aceste companii. Nu se justifică. Nu are niciun sens. Este un nonsens. Aș spune că Trestia sau Salcia se îndoaie, dar nu se rupe. Nu știu cât o să mai suporte și poporul ăsta, dar în momentul în care se va rupe zăgazul, posibil ca nu toată lumea să fie mulțumită. În primul rând, sunt o persoană care a fost afectată de aceste radiații electromagnetice, locuind 17 ani în capitala Franței, în Paris. Și în momentul în care am conștientizat, pentru că în Franța sunt foarte multe asociații care luptă împotriva acestor radiații expuse peste tot, am luat acest lucru la puricat, să spunem, am concretizat informațiile necesare și m-am întors în România pentru a pune la dispoziția publicului român o parte din aceste informații. În bioelectronică se vede foarte clar. Celula expusă la un câmp electromagnetic pulsat are efecte imediate și chiar se știe că există câmpuri electromagnetice, acele PEMS se numesc, care sunt folosite medical pentru repararea osoasă, pentru etc. Deci, dacă aceste câmpuri magnetice foarte joase produc un efect benefic, este clar că dacă nu le-ai sincroniza corect cu frecvențele biologice, pot provoca și un efect advers. De aceea, încerc să alertez, încerc să duc la cunoștința mai ales a publicului larg decât a autorităților, pentru că autoritățile, după cum ați văzut, am înțeles că în ultimii 20 de ani au fost 22 de miniștri ai sănătății. Cred că la telecomunicații sunt la 6 luni. Nu au nici clinici în mâini, că ei vin, umplu sacoșe și pleacă. Așa că rolul nostru ar fi să dăm informația pe orizontală, ca fiecare dintre noi să abordăm lucruri simple. Va fi exact ca și la vaccin. Deci avem, să zicem așa, o menire în această direcție, să răspândim cât mai mult informațiile pe toate căile, să vorbim cu oamenii și să-i convingem. Cu voia și cu ajutorul bunului Dumnezeu am reușit să ne strângem împotriva acestei mari probleme care se prefigurează și în România. Radiațiile emise de sistemele 5G, pe care guvernul vrea acum să ni le bage pe gât, fără consimțământul nostru, fără să respecte legea, fără să respecte Constituția, cu încălcarea unor tratate internaționale. Noi sperăm că vom reuși să-i oprim, să stopăm acest proiect de OUG, până când se vor face studii foarte clare, bazate pe abordări independente, neinfluențate de lobby-ul corporațiilor, studii legate de sănătate și de influența acestor radiații asupra corpului uman și tot ce înseamnă biologic. Se dovedește faptul că telefoanele mobile pot funcționa și cu 3G și cu 4G, nu este nevoie în mod deosebit de tehnologia 5G. La vitezele la care de download care s-a ajuns acum la internetul mobil, s-a ajuns la 50-100 de megabytes pe secundă, ceea ce înseamnă foarte mult, mult peste nevoile unui utilizator obișnuit. Chiar și reprezentanții ANCOM în declarațiile oficiale și în conferințele pe care le-au mai ținut au spus că această tehnologie 5G nu este în special pentru populație, ci pentru ceea ce se prefigurează că va fi inteligența artificială, așa numitul internet al lucrurilor, practic vor să conecteze totul la internet, ceea ce, din punct de vedere uman al vieții pe care o trăim, nu este necesar. Ei vor să controleze populația prin această tehnologie, vor să iradieze inutil, vor să știe tot timpul ce facem, ce mâncăm, cum ne ducem viața și așa mai departe. Dar din punctul nostru de vedere, pentru o viață normală, sănătoasă și armonioasă, aceste lucruri sunt absolut inutile.
tehnologia 5G permite niște performanțe de control și de monitorizare a populației cu totul și cu totul ieșite din comun. Unele dintre ele nici măcar nu au fost făcute publice pentru că populația efectiv s-ar revolta dacă ar afla ce se poate prin aceste sisteme 5G. Te poate localiza în permanență cu o marjă de maxim 50 de centimetri. Deci din jumătate în jumătate metru știe ce faci. Acasă la fel, dacă acest internet al lucrurilor va fi generalizat, introdus peste tot, practic tot ce avem va fi conectat la internet. Până și contorul de curent, de gaz, de apă, aspiratorul, frigiderul, cuptorul, tot ce avem prin casă, telefonul mobil, absolut tot, vor fi până și așa numitele case inteligente, la care se deschide ușa și geamul singure, da? Și cu toate astea ești monitorizat, până și imprimanta, tot ce ai în casă se va conecta la internet și toate vor transmite date despre tine, despre comportamentul tău, despre felul cum trăiești și toate acestea dacă încap pe mâna celor care vor să ne controleze și să aibă interesuri ascunse, vor fi în dezavantajul nostru în mod total. Deci nu va fi absolut nimic în avantajul nostru, numai celor care sunt în sistem și vor în felul ăsta să ne asuprească într-un fel sau altul. Uitați-vă la situația din China, acolo deja s-a implementat acel sistem de urmărire facială, acel sistem cu credite. Dacă faci ceea ce-i convine sistemului, primești puncte. Dacă nu, ești depunctat. Exact cum spunea și Orwell acum 40 de ani, exact cum se vorbește în aceste ideologii stranii legate de noua ordine mondială și așa mai departe. Peste tot controlul populației, ca un leitmotiv pentru vremurile care vor veni. E, iată că prin acest 5G se prefigurează, se pun bazele unui control total. Iar în avantajul populației nu este nimic. Dacă, să zicem, la ora actuală downloadez un film în 5 secunde și cu 5G să zicem că îl downloadez în 2 secunde, pentru noi ca oameni care-i diferența? Între 10, 5 secunde și 2 secunde. N-a pus să vezi filmul atât de repede cât el se downloadează. Și atunci, deci, ce trebuie viteză mai mare la internet? Și atunci, care e beneficiul? Și de ce nu se vorbește de toate aceste lucruri public? În momentul în care vrei să dai o lege, vrei să schimbi atâtea legi, vrei să modifici Constituția ca să poți să bagi acest 5G, ar trebui toate aspectele să se ia în calcul. De ce ni se prezintă numai așa zisele avantaje? Crește un pic viteza la internet. Ce să spun? Mare lucru. Să ne înțelegem, 5G-ul se bazează foarte mult pe infrastructură fixă. Deci toate acele antene șirale sunt conectate între ele prin fibre optice. Nu poți să implementezi acest sistem într-o țară care nu are această infrastructură. Deci în lumea a treia nu te poți duce. Și atunci țările occidentale nu vor să vadă ce se petrece în alte țări, în lumea a treia nu te poți duce și atunci unde te duci? În estul Europei, așa numitele țări în curs de dezvoltare. Rusia, din fericire, a zis stop, a făcut unele acțiuni ca să amâne cu câțiva ani implementarea și vedeți că toate țările din vest încearcă să o amâne. De ce? Ca să vadă prima dată în alte țări ce se petrece. Numai că acei cobai nu vom fi noi, asta va fi clar. Vorbitorii au subliniat cu argumentații științifice despre impactul negativ dovedit prin mii de studii și numeroase cazuri de îmbolnăvire apărute că tehnologiile 5G afectează grav sănătatea oamenilor, florei, faunei și echilibrul întregului ecosistem prin radiațiile emise de rețelele de telecomunicații cu tehnologiile invazive 5G, atât pe pământ cât și în spațiu.